Bun găsit tuturor la horoscopul culorilor lunii ianuarie. Înainte de a prezenta horoscopul culorilor, vreau să vă reamintesc pe 24 ianuarie de la ora 19, ora României, voi organiza webinarul de deschidere, de început al anului 2020, un an extrem de special, va avea o deschidere specială. Să nu uităm că 2020 nu numai că este numerologic un an foarte special, dar este și an bisect. Și atunci deschiderea anului trebuie să fie pe măsura evenimentelor și energiei acestui an. Iar dacă dorești să achiziționezi talismane sau dragoni sau agenda anului 2020, nu uita că poți să scrii pe adresa shop@astrologalexandracoman.com sau pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Și acum să vedem ce se întâmplă cu horoscopul culorilor anului 2020, prima lună a anului, o lună foarte importantă. Are loc alinierea dintre Pluton și Saturn, conjuncția care se întâmplă odată la 248 de ani în semnul Capricornului. Conjuncția asta se întâmplă mult mai des, se produce mult mai des conjuncția dintre Saturn și Pluton, dar odată la 29 de ani Saturn ajunge peste Pluton, dar odată la 248 de ani se întâmplă în semnul Capricornului și îți recomand să asculți filmarea dedicată acestui aspect astrologic. Pe fondul unei luni calendaristice intense, cu multe evenimente astrologice, avem eclips, avem conjuncția. Marte intră în semnul săgetătorului, tranzitul începe, tranzitul prin săgetător. Deci dinamică, vibe, energie și culorile trebuie să fie pe măsură. Așa încât în continuare voi prezenta fiecare semn zodiacal în parte, voi explica de ce culorile respective sunt benefice și precizare. Nu înseamnă că trebuie să te îmbraci pe întreg parcursul lunii ianuarie în culoarea pe care o recomand. E suficient să ai asupra ta, nu știu, uite, chiar s-a întâmplat, eu sunt berbec și am în față un pix roz. O să vedeți de ce spun asta. Nu înseamnă că am să mă îmbrac în roz sau bărbații să poarte roz. Bine, am văzut și cămăși bărbătești roz. Dar poți să ai asupra ta un postit, o hârtiuță, un pix, ceva de culoare roz pe care îl pui în geantă, în poșetă, în mașină și îl ai asupra ta, ai această culoare asupra ta. Bun, și trecem la treabă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul berbecului primesc recomandarea în luna ianuarie să poarte asupra lor fie culori pastel, adică culori deschise, sau culoarea roz. Din ce motiv? Pentru că vei avea o casă a relațiilor extrem de aspectată. Sau accentul va cădea mult pe zona relațiilor. Relațiilor de afaceri, relațiilor parteneriale, relațiilor de iubire, relația cu partenerul tău de viață. Deci zona relațională cunoaște o dinamică majoră și atunci vrei să o susții ca să-ți iasă lucrurile așa cum îți dorești. Și culoarea roz este culoarea care o să-ți aducă intuiția necesară să comunici cum trebuie, cum se cuvine cu oamenii. Și mai ales pe fondul unui tranzit Marte, guvernatorul al zodiei tale, prin semnul săgetătorului în luna ianuarie, ai nevoie să-ți mai ponderezi puțin dinamica focului. Și atunci rozul este culoarea mediatorului, culoarea celui care temperează conflictele, așa încât vei avea nevoie din plin de roz.
Mai în glumă, mai în serios, cred că mă veți vedea în curând cu o roz pe degete, cu toate că nu sunt mare fan a culorilor roz, dar rozul ne va ajuta pe berbeci, sau va ajuta berbecul să pondereze lucrurile și dacă ești bărbat, berbec, bineînțeles, sau ai ascendent pe berbec, n-ai să începi să porți fundițe roz, dar asupra ta poți să ai o bucățică de hârtie de culoare roz în buzunar și totul va fi ok. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Ei bine, se repetă culoarea pe care am recomandat-o și în luna decembrie. Uneori, asta e, ai activă în continuare casa 8-a, casa relației cu Scorpionul, semnul zodiacal cu care te afli în oglindă. Ai nevoie de dinamica roșului închis pentru că se activează foarte mult în luna ianuarie intuiția, clarviziunea și conexiunea cu lumea de dincolo. Nu ar strica să iei în calcul, să dai ceva de pomană. Bine, asta e un ritual străvechi. Și mulți din ziua de azi spune, aia nu-mi trebuie. Nu, a da de pomană pentru strămoșii tăi nu înseamnă să-ți imaginezi că e absurd să crezi că, nu știu, străbunica ta o să mănânce covrig dincolo că ea nici nu are corp, da, în lumea de dincolo. Dar noi când facem actul de a da de pomană în numele unei persoane decedate din familia noastră sau din oamenii pe care i-am cunoscut, de fapt tu îți reamintești de acea persoană și rostindu-i numele, reamintești Universului că existența acelui om pe pământ nu a fost degeaba, nu a fost în van. A da de pomană este un act de reamintire a existenței unui suflet pe pământ. Despre asta este vorba. Știi că întotdeauna spune ce o să rămână după mine, nu știu ce au regii mausolee ca să își amintească umanitatea de ei. Exact despre asta este vorba. Așa încât, având o casă a morții activă și te rog să înțelegi foarte clar că nu moare nimeni. O casă a morții activă, casa a opta, asta e una din funcțiile ei, moartea, renașterea și transformarea. Moartea înseamnă conexiunea cu lumea de dincolo și onorarea strămoșilor tăi. Onorarea rudelor care au făcut posibilă existența ta pe pământ. Pentru că dacă n-ar fi fost străbunicii tăi pe pământ, tu nu ai fi fost astăzi în formă umană. Așa încât roșu închis, roșu vișină putredă, este culoarea Taurului care te ajută să nu intri complet sub dominarea intuiției, pentru că știi, și intuiția asta poate să te obosească. Dacă ai să tot simți, ai să simți ce se întâmplă în jur, mai devreme sau mai târziu, mai să cazi și tu obosit. Și atunci roșul va fi o piedică foarte bună în consumarea energiilor tale sau arderea prea intensă, prea rapidă a energiilor tale. Te conectează cu vibrația informațională a strămoșilor tăi, îți dă protecție împotriva energiilor negative în luna ianuarie și îți dă curajul să acționezi în domenii față de care aveai o reticență sau ți era frică sau, de exemplu, ai un talent și îți era frică să-l expui în fața celorlalți. Roșu închis te va ajuta să nu mai ai nicio barieră și nicio reținere și nicio graniță. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul gemenilor. În cazul gemenilor, culoarea care îți poartă noroc în luna ianuarie este culoarea albastru închis. Vei avea nevoie de albastru închis pentru disponibilitatea sau deschiderea de a acumula informații, de a intui lucruri, de a aborda viața dintr-un alt punct de vedere. Să spunem, să ne imaginăm că până acum ai fost pesimist, ce ai văzut totul negru și nu este nicio viitor și nimic nu este bun. Ei, albastru închis o să te ajute să schimbi puțin tabăra și să te poziționezi altfel și să spui, dar ce-ar fi dacă viața e faină și dacă eu vreau să mă distrez și eu dacă vreau să trăiesc la plus infinit și uite, cunosc și oameni drăguți și oameni interesanți și poate chiar se leagă și ceva relațional pe acolo. Deci albastru închis îți schimbă optica de viață,
pozitiv, bineînțeles. Îți conferă deschidere de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu numai din perspectiva cu care ai fost obișnuită până acum, și îți deschide apetitul pentru călătorit, conexiune cu alte culturi sau întâlnești oameni din alte culturi și te adaptezi mult mai ușor la vibe-ul lor, la vibrația lor, la energia lor, la optica lor, la cutumele lor. Deci, spiritualitate intelectuală, să zicem așa, în luna ianuarie pentru Gemeni, deschiderea spre explorarea necunoscutului, deschiderea spre aventură, deschiderea spre noi puncte de vedere. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna pe harta natală în semnul Racului. În luna ianuarie, culorile recomandate sunt negru sau griul. Am mai spus-o cu alte ocazii, negru este o non-culoare care încorporează în ea tot spectrul culorilor. Este extrem de complex. Din ce motiv recomand eu Racului în luna ianuarie culoarea neagră sau gri? Pentru că ești acolo foarte bine așezat în ianuarie, patronezi. Că patronez casa a 10-a, casa Capricornului, casa lui Saturn, casa seriozității și a ascensiunii sociale. Prin urmare, trebuie să te împrietenești cu Saturn și culoarea neagră sau culoarea gri sunt culorile preferate ale acestei planete. Negrul cu prisosință o să-ți dea foarte multă intuiție, ambiție și capacitatea de a duce la bun sfârșit proiectele pe care ți le propui, mai ales dacă ești elev sau student, ținând cont de faptul că în ianuarie cam încep sesiunile și ai de învățat, sau dacă ai de susținut un examen, dacă e nevoie să te concentrezi, dacă e nevoie să te focusezi pe ceva ce faci în mod special, Negrul și iarăși negru va ajuta Racul, ascendentul pe Rac și cei care au luna pe harta natală în semnul Racului. Deci, negru va fi prietenul tău în luna ianuarie și ajută mult la ascensiunea ta socială sau la a-ți trasa obiectivele care te vor conduce către ascensiune socială. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna pe harta natală în semnul Leului. În cazul Leului, recomand culoarea mov sau orice culoare electrică. Cu cât e mai țăcănită culoarea sau mai excentrică, cu atât mai bine. Leul are nevoie în luna ianuarie de prieteni, asociați, aliați și protecția persoanelor înalte. Așa încât movul în această situație îți va fi un prieten de nădejde. Te face mult mai prietenos, te ajută să te integrezi mult mai ușor, mult mai facil în grupurile largi de oameni și movul te ajută în egală măsură să fii mult mai coerent și mult mai pragmatic, mai lucid în alegerile pe care le faci. Pentru că vom întâlni lei care în luna ianuarie chiar au de făcut alegeri. Fecioara, ascendentul pe Fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul Fecioarei. În luna ianuarie, culoarea recomandată pentru semnul tău zodiacal este culoarea indigo. Indigoul nu numai că o să-ți confere intuiție, dar o să vină și cu protecție divină. Și tu ai să spui, dar asta nu se simte, nu recunosc așa în mod special ce-i protecția asta divină. Într-o lună ianuarie în care să ai foarte multe decizii de luat pe segmentul muncă, carieră, relația cu cei din jur, ai nevoie să ții alegerile corecte, să alegi drumul care îți trebuie, drumul care te duce spre evoluție pozitivă și atunci protecția divină este un element fără de care nu poți exista, cum se spune sine qua non, fără de care nu poți exista. Fecioara va fi protejată de indigo și mai ales
o să-ți faciliteze comunicarea cu colegii de serviciu, cu persoanele aflate în poziție de autoritate și te va ajuta, te va susține în cazul în care treci printr-un concurs pentru ocuparea unui post, dacă te afli în situația mai puțin plăcută a unui proces sau în situația unui control. Deci, indigo este prietenul tău în luna ianuarie. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. În luna ianuarie vorbim de o culoare care o să-ți ridice vibrația energetică foarte mult. Roșu puternic, roșu, roșu, roșu ăla adevărat. Din ce motiv? În ianuarie, pe fondul atâtor schimbări energetice, Marte în Săgetător, Venusul tău se află în tranzit prin semnul Vărsătorului. Venus e guvernatorul zodiei tale, de azi Venusul tău. Ascendentul în ianuarie este pe semnul balanței. Deci e multă încărcătură și responsabilitate energetică pentru tine. S-ar putea să fii pus în ipostaza în care participi la diverse evenimente sociale, trebuie să faci diverse prezentări în fața unui public și atunci roșul te ajută să ai curajul berbecului. Semnul zodiacal cu care te afli tu în opoziție, vei avea curajul de a nu te mai raporta la ce cred alții, ci te vei axa pe cum să-i impresionez, cum să fac o impresie bună, cum să mă prezint corect și obiectiv și bine în fața celorlalți. Vei avea curajul să vorbești și să te afirmi. Vei sări în evidență, iar roșul, repet, este culoarea lunii ianuarie care te ajută și te susține mult, mult, mult de tot în ceea ce faci. Scorpionul, ascendentul pe scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul scorpionului. În cazul scorpionului, pentru luna ianuarie vorbim de două elemente. Verdele, care apare și în imaginea descriptivă a culorii lunii ianuarie, deci verde, verde închis mai ales, un verde puternic, și accesoriile din lemn sau lemnul. E foarte important pentru că ai nevoie să faci bani. Ai nevoie să te centrezi pe zona financiară. Și atunci, uite că verdele atrage banii, iar lemnul stabilizează foarte mult tot ceea ce faci. Această culoare, verdele, o să-ți dea o logică impecabilă în deciziile pe care le ai de luat, o coerență de invidiat în tot ceea ce îți planifici și vei avea și ambiția de a duce la bun sfârșit proiectele pe care le începi. Deci te susține foarte mult acest verde. Săgetătorul, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. În luna ianuarie, culorile recomandate sunt turcoazul și rozul. Dacă ești bărbat și nu poți să porți roz, bineînțeles, mulți bărbați vor spune de ce să fac eu cu rozul, poate că i-am văzut, am mai spus și în deschiderea acestei filmări, am văzut haine în combinație de roz sau cravată cu roz, dar nu toată lumea se pliază pe această nuanță. Deci dacă ești bărbat, o bucățică de hârtie de culoare roz într-un buzunar nu are cum să strice, nu-i așa? Deci, Săgetătorul, așa cum a spus, turcoazul și rozul sunt culorile pentru semnul tău zodiacal în ianuarie. Și din ce motiv spun asta? Pentru că tu ai nevoie de claritate în idei, de logică și coerență în planificarea proiectelor tale viitoare și ai nevoie de capacitatea de a vorbi. Ai nevoie maximă de abilitatea de a-i convinge pe cei din jur sau abilitatea de a vinde, de a te vinde, de a te promova în fața altora. Deci nu te vinzi ca șpagă, ca idee de ceva negativ, ci, de exemplu, aplici la un loc de muncă și acum treci toate interviurile și vine doar partea în care negociezi salariul.
Și tu o să trebuiască să pun un salariu mai sus ca să ai de unde să scazi în negociere, nu-i așa? Și atunci ai nevoie de acest turcoaz care întotdeauna, să știi că turcoazul conferă abilitatea de a comunica cum trebuie. Și ai nevoie să ai papagal, să vorbești cum trebuie, ca să-ți aperi punctul de vedere și să obții un preț cât mai bun pentru prestațiile tale ulterior. Deci, turcoazul și rozul îți deschid calea în zona comunicării și turcoazul mai aduce un element. Dacă ai avut în ultima perioadă conflicte cu rudele tale, mai ales cu frații, surorile, cumnații, cumnatele, turcoazul o să te ajute să pui capăt conflictului, să îngropi securea războiului, să faci pace cu ei. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. În luna ianuarie, culorile recomandate sunt albul și argintiul, iar pe imaginea de prezentare am folosit culoarea albă pentru că argintiul e foarte greu de reprezentat. Din ce motiv ai nevoie de alb sau argintiu? Albul e o non-culoare ca și negrul și albul îți va conferi foarte multă intuiție și abilitate de a negocia relațiile de familie, de a sonda în interiorul tău pentru a găsi resursele cele mai bune pentru a persevera în anumite acțiuni. Și ai nevoie de alb ca să nu fii manipulat sau influențat de cei din jurul tău. Anul trecut, mai ales prin august-septembrie, capricornii au cam căzut în plasa unei manipulări. Dacă ai să stai și ai să te gândești și ai să dai timp înapoi, ai să vezi că undeva ceva s-a întâmplat și cineva a profitat de felul în care gândești, de comportamentul tău și te-a pus într-o situație mai complicată, de genul să nu poți să spui nu sau să-ți asumi o responsabilitate pe care nu ți-o doreai, să te implici într-un proiect în care n-aveai chef, să vorbești cu o persoană pe care nu doreai să o vezi și așa mai departe. Ei, acum se repetă exact aceleași circumstanțe ca în vară sau începutul toamnei. Și de data asta tu trebuie să fii pe poziție și să nu cazi în plasa manipulatorilor. Nu te du în povestea lor, nu experimenta ce-ți bagă ei în cap. Și albul sau argintiul sau orice accesoriu din argint te vor proteja foarte mult de această cădere în ispită. Și obții și coerență și clar viziune și intuiție și mai ales accesezi un control mai bun asupra relațiilor tale de familie. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Vărsătorul primește mai multe culori: auriu, galben și portocaliu. Galbenul a mai fost folosit în lunile anterioare, dar asta este, așa e harta. Din ce motiv? Ai nevoie de toată forța și energia spectrului culorilor din zona galben, portocaliu și auriu pentru a te afirma în dragoste, într-un proiect creativ, într-o afacere sau la locul de muncă dacă lucrezi în zona corporate. Ai nevoie de această energie a culorii galbene, portocalii și auriu. Acestea sunt sub spectrul leului, da? Ai nevoie de această energie ca să aduni curajul să vorbești, să te exprimi, să te impui, să-ți expui punctul de vedere în fața altora. E foarte important pentru tine să nu te lași influențat și mai ales înspăimântat, intimidat de alte persoane care au un vibe foarte puternic și vin cu o atitudine de asta de cuceritor și câștigător victorioși. Ai nevoie de culoarea, cel puțin de auriu, ai nevoie foarte mult, tocmai ca să fii, în engleză se spune glamorous, să fii special, să sari în evidență, să te impui cu ușurință în fața celorlalți. Ai nevoie de puterea și răgetele leului de data asta în ianuarie,
Și atunci aceste culori pe care le împrumuți de la acest semn zodiacal îți vor fi aliații tăi de nădejde în toate acțiunile și activitățile care țin de interacțiunea cu grupuri de oameni, interacțiunea cu oameni care te intimidează, interacțiunea cu oamenii care vor să te domine și prin felul în care te domină să-ți impună anumite acțiuni pe care nu ți le dorești. Ei, și aceste culori te vor ajuta foarte mult, toate trei sau una din ele, dacă o selectezi, te vor ajuta să spui, nu, mersi, eu nu vreau asta. Este o victorie în sine pentru vărsător să exprime ce îl deranjează sau ce o deranjează. Pești. Ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. În cazul tău, culorile recomandate sunt culoarea maro și ca accesoriu lemnul sau dacă poți, există și tricouri imprimate cu imprimeu de ăsta de lemn, dar se găsesc puțin mai greu. Și atunci mergem numai pe zona accesoriilor din lemn. E mai ușor pentru doamne, dacă lemn găsim și la cercei și la lanțuri și la brățări, pe unde vreți și nu vreți se găsește dacă îți pui în cap și dacă ești femeie. Și atunci, hai să vedem de ce vorbesc eu despre maro și lemn. Pentru că ai nevoie de vitalitate fizică. Într-o lună extrem de dinamică, intensă, pasională, peștii se resimt intens pentru că tu vrei liniștea ta, tu vrei pacea ta, nu că neapărat să te scoată cineva din tabieturile tale, dar nu-ți place să apară surprize așa pe care tu nici măcar nu le-ai bănuit că pot apărea. Și atunci, ca să reziști provocărilor de foc ce apar în luna ianuarie, pe fondul tranzitului planetei energiei, Marte, prin semnul săgetătorului, Marte guvernează Berbecul și Scorpionul, Marte acum se află într-un semn de foc, deci își potențează zona de flacără și peștele știm cam ce se întâmplă când îl aruncăm în foc. Este o mâncare foarte gustoasă, nu? Și atunci, tu ca să-ți conservi toată energia și dinamica fizică, ai nevoie de aceste nuanța maro, telurică, îți dă puterea fecioarei, semnul cu care te afli în opoziție, iar accesoriile de lemn te protejează. Întâi arde lemnul, nu întotdeauna arde lemnul și energia focului are ce să devoreze, ca să zic așa, să încerc să explic empiric. Și atunci energia se pierde în elementul de lemn pe care îl poți purta foarte frumos într-un accesoriu sau poți să ai ceva asupra ta de lemn. Uite, un simplu creion, un banal creion își face treaba. Deci, maro te ajută să te conservi, să-ți păstrezi energia, îți conferă luciditate și organizare la locul de muncă, pentru că mulți pești s-ar putea să aibă niște verificări, niște evaluări în luna ianuarie și e nevoie să faci față cu brio și te va ajuta mult în comunicarea cu șefii sau comunicare în cazul unor evenimente sociale. Dragii mei, acestea au fost prezentările și acesta a fost horoscopul culorilor pentru luna ianuarie. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să-mi susțineți activitatea în continuare și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!